Consecvent obiectivelor sale, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț a realizat în perioada aprilie-noiembrie 2016 o nouă acțiune de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă în unitățile de producere și distribuție a energiei electrice. Referitor la acțiunea numărul 13, începând cu luna aprilie până luna noiembrie 2016, se desfășoară acțiunea numărul 13 din programul cadru al Inspecției Muncii, acțiune de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, în unitățile cu locuri de muncă verzi, recuperare, reciclare deșeuri, producere energie electrică din surse regenerabile. Obiectivele generale sunt creșterea gradului de conștientizare al angajatorilor și al lucrătorilor din domeniul producției energiei electrice verzi, colectarea, tratarea și recuperarea materialelor din deșeuri, în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, pentru promovarea stării de bine la locurile de muncă verzi, cu consecințe benefice atât în plan social și profesional, cât și al mediului. Unul dintre obiectivele importante este cel legat de încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaților și angajatorilor în diminuarea consecințelor sociale și economice care derivă din nerespectarea legislației. Încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaților și angajatorilor în diminuarea consecințelor sociale și economice, a impactului negativ asupra mediului care derivă din nerespectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile mai sus amintite, promovarea bunelor practici în aceste sectoare de activitate vers. Acțiunea se desfășoară în două etape. Prima etapă a avut loc în lunile aprilie-iunie și a constat în informarea partenerilor sociali din județ cu activitate în domeniul producției, transportului și distribuției energiei electrice privind modul de derulare a acțiunii și tematica abordată. Inspectoratul Teritorial de Muncă a urmărit nu doar informarea angajatorilor referitor la obligațiile pe care le au, ci s-a căutat ca împreună cu aceștia să se găsească cele mai bune soluții de evitare pe viitor a apariției altor disfuncții. În cadrul acțiunilor de informare a partenerilor sociali s-a prezentat materialul privind modul de derulare a acțiunii și tematica abordată, precum și cele mai bune soluții pentru respectarea cerințelor minime privind securitatea și sănătatea în muncă. A doua etapă s-a desfășurat în lunile iulie-septembrie 2016, conform metodologiei, efectuându-se un număr de 7 acțiuni de control la tot atâția angajatori care au locuri de muncă verzi. În urma controlelor au fost aplicate și o serie de măsuri și sancțiuni în vederea stabilirii măsurilor de remediere a neconformităților. În urma controlelor s-au constatat un număr de 10 neconformități, fiind dispuse tot atâtea măsuri de remediere a acestora, totodată fiind aplicate un număr de 10 sancțiuni contravenționale, respectiv 10 avertismente. În lunile octombrie și noiembrie se verifică în teren modul de realizare al măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control. Acțiunile de îndrumare și control s-au desfășurat în două etape, aprilie-mai și noiembrie. În această perioadă se reiau acțiunile de control care urmăresc verificarea modului de implementare a prevederilor legale și măsurilor stabilite pentru remedierea neconformităților.